Anul 2014 a fost unul prielnic investițiilor, declară la final de an președintele Consiliului Județean Dâmbovița, mulțumit de proiectele derulate în județ. Eu apreciez că am avut un an foarte bun din perspectiva lucrărilor de investiții. Din bugetul propriu al Consiliului Județean am avut alocări de 41.739.710 lei, din care 16.195.710 lei au mers pe programul de asocieri, pe drumuri, în care parte e Consiliul Județean cu unitățile administrativ-teritoriale din județ. Pe lângă lucrările finalizate, bilanțul investițiilor din acest an cuprinde alte 64 de lucrări aflate în execuție și alte 24 care au un acord de principiu sau sunt în procedură de achiziție. Estimez că dacă lucrăm serios 2015 și 2016, vom pune în aplicare toate asocierile aprobate cu consiliile locale și vom putea spune cu toții în 2016, la sfârșitul anului, că starea infrastructurii, în special pe drumuri, este cu mult mai bună decât la începutul mandatului în anul 2012, pentru că ar însemna să finalizăm peste 200 de kilometri de drumuri comunale. Tot în 2014, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, în baza Ordonanței 28, au fost alocate județului nostru fonduri în valoare totală de peste 60 de milioane de lei. Deci cea mai mare alocare, 61.505.440 de lei. Pentru comparație, 2011 am avut 11 milioane, 2012 am avut 13 milioane, 2013 am avut 14 milioane de lei, anul acesta aproape 62 de milioane de lei. Creșterea este, cum să zic, evidentă de la mare distanță, nu necesită prea multe comentarii. Lista investițiilor continuă și pentru lucrările programate în anul 2015, printre acestea aflându-se proiecte privind alimentarea cu apă și canalizare, finalizarea sediilor unor primării sau investiții la diferite unități de învățământ. Avem, deci, în total 116 obiective. Am pus în 2014 în funcțiune 19 obiective, din care 11 drumuri și poduri și 8 obiective alimentare cu apă și canalizare. Proiectele administrației județului ar trebui să schimbe vizibil starea drumurilor și a unor obiective importante din județ în următorii 2 ani.